Unde e băiatul ăsta cu buldo? Băiatul Cosmin? Aha. Să trăiți. Salut. Odineaur a plecat acum 20 de minute a plecat. A împins pe aici? Da, am mai împins de aici, nu știu cine l-a sunat. Că ce? Nu știu cine l-a sunat și mi-a pus să-mi zice că plec. Zice că e... ăștia mașinile cu gunoi unde le-a dus acum? Mașinile astea de la primărie? Unde le-a basculat? Da, de la primărie, spuneți dumneavoastră? Unde le-a dus? Uite aici așa mai vărsat cu lemnoroaie, cu alea. Aha. Am mai venit pe aici. Păi și aici se aduce gunoiul mereu, văd. Da, Cosmin le împinge. Da. Cu băiatul cu buldo care împinge. Da, al cui e buldo ăsta? Și mi se pare că e tot din partea primăriei, cred. Mm-hmm. Păi și ăștia de la mașinile astea de gunoi, astea nu sunt de la primărie? Care? Astea de gunoi. Nu. Dar? Nu spune de unde sunt, uitați. Din hala asta de aici. Alea care e de... De încălțăminte, care a fost fabrica de coșotrat, cum îi spune, de... Nu ăștia cu gunoi din oraș? Bă, da, bine și... Bine și... Băieții cu gunoi din oraș, dar vine și ăștia de aici, de la hală de aruncat. Cum îi zice la locul ăsta aici? Care? Asta aici, cum îl știe lumea? Ia uite ce foc e acolo. Aude, au dat foc ceva acolo. Băi, dar cum îi zice aici? Aici îi spune la pe sus, la firidă. La firidă? Da, sus la pe. Și aici ți-ai strâns crăci, a? Poftim? Ăia care au dus acum astăzi, unde au dus? Aici? Ah, și Cosmin de-aia a plecat cu buldo excavatorul de aici, că l-a sunat cineva să plece? Eu cred că o fi sunat cineva, nu știu ce l-a fi sunat, dar acum se îmi arată că plec, îi zic. Bine, Cosmin, zic. Ceau, ceau, zic. Eu mai stau pe aici, mai caut pe aici, așa. Ați văzut ce mi-adun eu. Deci, la firidă? Da. Da. Uite, s-a stupă. Să rămân, revin cu un telefon, Jean Hare Florin. Sunt și la rampa de gunoi la Firidă din Hunedoara. Am fost și cu poliția într-o altă parte unde au constatat personal și aici s-a stupă tot așa gunoi. Acum a fugit cel cu buldo excavatorul. Și așa... Deci la rampa de gunoi? Da, la Firidă, îi se spune zona. Adică am luat-o din drum. La Firidă, da. În drumul dinspre Deva și apoi să face primă la stânga după cele două poduri. Aici... Înțeles, o să vă fac legătură. Da, din mulțumesc. Nou la pompier, rămâneți, vă rog. Nu la pompier, la poliție, nu la pompier. Rămâneți, vă rog. Da, mulțumesc. Wow, ce e aici? Da, ăsta e din oraș. Aduse. Uite, gunoi din oraș tot. Poliția, suntem, vă rog, care este urgența? Să trăiți, numele meu este Jean Hare Florin, mă aflu pe rampa de gunoi la Firidă. Am fost și cu colegii dumneavoastră într-altă parte aia. Deci aici este și un buldo excavator care astupă gunoiul. Aici sunt mii de tone. Aici. Uitați, oamenii confirmă, sunt oameni aici. Deci... Da, o să vorbiți cu... Deci... Acum sunteți în altă parte, sunteți. Da, am fost cu colegii dumneavoastră, au fotografiat, au luat la cunoștință, dar însă nu la supe până noaptea asta. Iar astăzi, acum aici, am văzut și cu colegii dumneavoastră, s-au uitat, rampa asta, sunt urme, e mecanizat, s-a supă gunoiul cu un buldo excavator, Cosmin îl cheamă. Cosmin, da? Rămâneți, vă rog, puțin în telefon. Da, da. Și de cât timp s-a aduce aici gunoiul ăsta? Poate nu era meu bunet doar asta. De când s-a duce, cred că se pare aici bune mult. Păi și Cosmin ăsta îl plătește primăria? Cine îl plătește? Alo. 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 Da, poliția. Da, am nevoie de un echipaj, Geană mă numesc. Mă aflu la rampa de gunoi Firidă, unde se basculează mașini întregi. Astăzi au basculat, cred că 3-4 mașini, da? Bă, 3-4 mașini de gunoi și s-a stupă cu un buldo excavator cu șine. Mă aflu aici pe locul ăsta, la Firidă. Adică în drumul spre Deva, după ce se trece podul, cele două poduri, la stânga imediat, intersecție pe lângă depozitul de fiare, de colectare fiare vechi.
Bine, bine, o să trimitem pe cineva. Da, mulțumim frumos, mulțumim frumos. Dar normal, logic, n-ar fi să aici, nu? Păi, băi, omule, cum să arunce, nu, omule? Și uite, s-a stupă. Păi, de-aia ziceam, că știam că aici așa trebuia să fie curat, nivelat ca în palma aici, nu să se arunce gunoaie. Dar asta e un abuz, a făcut un abuz asta. Păi, uite. Care... Păi, ia uite. Câte mașini ai văzut astăzi? Pe aici ai 10 de tone de gunoi. Vă nu, câte mașini ai văzut astăzi? Astăzi? Păi a venit aia de la primărie de a arunca numai crăcile astea ce vedeți așa. Nu cu tractorul. A. Cu mașinile alea de gunoi. Cu alea a fost vreo, mi se pare că vreo două sau trei care a încărcat astăzi de aici, de aruncat aici. Le-a aruncat aici. Și unde, da. Unde le-a basculat? Eu am văzut în partea aia acolo, am filmat. Da, pe uite aici le-au basculat. Ia. Le-a împins băiatul. A, l-a împins băiatul ăsta. Da. Cosmin. Da. Și Cosmin ăsta unde stă, în oraș? Cine? Cosmin. Da, îmi pare că asta lucrează de la primărie, dacă nu mă înșel. A, lucrează. Bulduia al primăriei? Da. Știi tu sigur? Așa am înțeles, așa am auzit și eu. Aha. Dar acum nu știu dacă e adevărat. Și unde zici că a dus mașinile? Unde? Pe unde zim? Părțat una. Unde? Uite asta de aici, care am prostiat-o. Așa. Asta aici. Asta aici. Care? Uite asta. Așa. Și uitați asta, nu, ia uitați. Asta. Păi nu vorbim de molos, gunoiul ăla, uite, gunoaiele astea. A, pe asta-s de mult. Asta s-a aruncat de ieri, de alaltă ieri. Și astăzi cu aia, cu mașina aia de gunoi, aducea molos? Care cei de la primărie sau ăsta la care m-am zis că... Aia care mașini de alea de gunoi, care colectează gunoiul, știi? A, păi da, aia n-au treabă, cum să vă spună drasă, ia așa-ți vă spune. Aia n-au treabă cu ăștia care aruncă molosul. Păi nu vorbim cu aia. Nu vorbim de aia. Ceilalți care... Ha, așa. Care vine cu... Nu. Ia uite ce e aici. A. Mecanizat. Ăsta toată ziua muncește să astupe gunoiul? Ia uite ce e aici. Și aduce molos? Ce zice? A, păi auzi, tot gunoi, auzi? Hai să propunem din România să aducă tot gunoi. Păi ce e aici? Zona asta poți să o faci ca aici. Aduci gunoi, molos și faci o zonă aici de poți să construiești și case. Cu gunoiul ăsta? A, nu mă. Asa. Uite, aici dacă mai pui molos și îl bătătorești și asta, poți să construiești aici. Faci un teren, că dacă era groapă, că era groapă, uite, e groapă aici. Da, păi, era groapă. Combinatul și vă dați seama că erau gropi care... Drumul ăsta încolo duce, poți să ieși sau trebuie să te întorci pe aici? Nu, trebuie să ieșiți. Tot aici? Da. Am înțeles. Am înțeles. Unde a plecat Cosmin? Cum? Da, l-ai văzut pe aceea, da? Când a venit cu buldescavatorul ăsta aici? Nu știți voi? Voi sunteți proprietari aici la clădirile astea? Da. Ce mă? Voi proprietari aici? Voi de obicei mințiți așa când sunteți sau? Da. A, mințiți, da? Deci când am oprit aceea și era și Cosmin și tu ai spus că nu, că buldescavatorul n-a plecat, da? Corect? Nu era Cosmin? Era sau nu era? Ce vorbesc? O să vezi ce vorbesc eu cu voi, vreau să vă știu dacă voi sunteți proprietari, cum ați construit și ce sunteți. Ai răbdare, pentru că te-ai purtat așa, înțelegi? Dar eu nu înțeleg ce spuneți. Deci eram aici și erați ori tu, ori... Eu eram. Așa, nu era Cosmin? Nu, era... Cine era băiatul ăla? Un om care l-am rugat eu frumos să-mi pingă aici. Cu buldescavatorul, da? Cu ăsta. Da, și nu-l cunoști? Nu-l cunosc. L-am rugat frumos să dai ăsta și care problema? E al primăriei, omul ăsta? Da, da, da. Și nu-l cunoști pe Cosmin? Nu. O să-l cunosc. Și care problema? A făcut ceva rău? Da. De ce? Păi din banii publici? Să-ți facă ție aici care voi stați ilegal? Nu am făcut aici și așa. Uite pe cupa, dar lasă că ăsta... El a venit cu buldescavatorul, a venit de acolo, corect? Nu a venit de acolo. Dar de unde venim? Nu veni nenea, pentru că ați văzut matale. Dar de unde a venit? Căutați matale pe care țipă gunoaie, nu vorbiți matale ce nu trebuie.
Și cine ți-a făcut naiba? Păi de unde să-și de urmăresc? Decât numai oamenii aceia trec cu prosecu. Duc lemnele sau ce duc? Paie. Alea mașinile aia de gunoi... Alea mari. Alea mari? Care... Ce lucră de primărie? Alea de gunoi. Nu de, nu de gunoi, nu duce lemne sau ce duce, frunze. Frunze, știi, frunze, zoi. Frunze. Stai un pic că sunt în Hunedoara, încă n-am plecat, acum aștept echipajul. Înțelegi? Mă, într-o oră. Într-o oră. Da, da, bine. Ce lucră pe stradă, mașinile alea, dar nu le urmăresc care vin și care merg. Păi bine, mă, tu, voi nu vedeți câte zici, cine țăpă gunoi. Păi uite, ei țăpă gunoiul. Na. Așa de primărie? Păi da, dacă ei văzut că aruncă gunoiul, na. Și ăsta, și ăsta le astupă. Și ăsta le astupă cu buldoi scavatorul ăsta. Stați liniștiți că nu astupă, nu. De unde știi tu? Stați liniștiți că nu astupă. Ia stai, mă, să punctez eu aici, să văd și eu cât legal sunteți voi cu casa asta aici. Ia să vadă ce chestie asta. Nu e vorba de ceartă, e vorba că voi sunteți ilegal aici. Bine, ce faceți, ce vrei dumneata, lăsați-mă că nu am chef de ceartă. Păi uite, și pisica asta vă contrazice. Asta e pisicile mele, stai. Păi oricum o fur pe asta. Aia e mama. Aia o fur, nu mai e la mama, gata, s-a dus, o să vină la tata. Nu, iau, să fii sănătos. Da, da. Să trăiești, primare. Uite, alerg prin gunoaie, pe la Hunedoara sunt. Aha, da, ia zi. Da, 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 ei sunt, hai, ne auzim, hai. Ce fac mă ăștia? Și intră ăștia ca la ei acasă. Ia uite, tata. Băi, vă lătrați colegii? Hai că așa ceva n-am mai văzut. Poliția locală. Da, domnul Geană. Domnule, a venit... Spun și data trecută. Da, nu vă auzea. Am văzut un echipaj de poliție. A venit un echipaj de poliție, locală. M-au văzut, au făcut la dreapta și au intrat în curtea unui agent economic. Da. Deci pur și simplu le-am făcut semn să oprească și n-au vrut să oprească. Da, domnule, era un echipaj de două persoane, m-au văzut, le-am făcut semn, au accelerat, au intrat în curte ca la ei acasă. Paza, ia veniți un pic! Da. Nu, domnule, nu, a intrat în curte la... Cum se numește agent economic aici, domnul meu? Cum, la? Băi, fraților, ia uite, domnule, aici, te mănâncă câine la oameni ăștia aici. Deci, păi... Crișan, cum se numește firma? Tiendo, cum? Stiendo? Nu, T-O Protcom SRL. Protcom SRL. Doamne, dar la câine aici te mușcă. Dar nu-s mult. T-O Ăștia-s puțini acum. Pauză și cum mai ziceți o dată? Tiendo Protcom SRL. Protcom SRL. Tiendo Protcom SRL. Da, SRL. Și a intrat echipajul de poliție, a intrat înăuntru. Nu mai este euro. Da, da, bine. Ce trei? Domnule, ce-s cu câine ăștia aici? Tata, îi cunoști? Hai cu mine până la mașină, să pot să intru, că e... Oprește-mă, tată!
Alo? Da! Da, a venit acum, a venit aici. Să mă mănânce câine și mai multe nu. Da, 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 a venit, a venit. Da, bine, mulțumesc. Vi se pare normal? Vi se pare normal? Dom'le, se pare normal? Dacă nu-ți fac eu... Dacă nu-ți fac eu plângeri penale, dumitale, șefule, uite-te cu aia. Ce să bagi în curte, tată? Nu iese, dom'le. Bagi în curte. Să duci apă, bagă în curte, să iese. Dumneavoastră, ce calitate aveți aici? De pază. De pază. Nu, luați-vă câinii dacă s-ai dumneavoastră. Oamenii ăștia nu-și fac datoria. Atenție. Om lăsa plângere penală. Spuneți-mi, vă rog, da, bun, deci, spuneți-mi, vă rog. Înainte, dacă ținem înainte, să vedeți sute mii de tone de gunoi și mașini care are legătură cu primăria. Unul Cosmin. Dom'le, păi dumneata, nici n-ai venit când a fost cu echipaj de poliție, ai refuzat să vii să vezi despre ce este vorba. Pentru că aici este teritoriul dumitale, pe poluare, pe mediu. Voi verifica. Haideți să constăm, mergem să vă arăt. Cesizarea dumneavoastră, am înțeles ce ați spus. Mergeți să vă să constatați? Voi verifica, nu merg acum cu dumneavoastră. De ce? Că te murdărești pe pantofi? O să verific, sunt murdar pe pantofi. Uite, uite, tată, cum mă... Mata, nu te... De ce ai salariu prea mare? Ți-ai pus tălele astea să-ți bagi joc de oameni? Spuneți, vă rog, păi nu înțeles. Ca să mergi la fața locului, să constat. O să constat eu. Nu, nu, vreau să mergi cu mine să constat. Eu nu merg cu dumneavoastră. De ce, omule, eu constat singur, dumneavoastră puteți să faceți ce sesizări doriți. Nu, de ce? Doriți, ce n-ai înțeles. Și le vreau vom lua, să-ți arăt, să-ți arăt și... Le vom lua în considerare. Păi, omule, ești corupt, ce se întâmplă? Ești corupt, te întreb. Nu, domnule, nu sunt corupt. Atunci, de ce nu vrei? Frumos, ce? Frumos. De ce nu vii, omule, să-ți arăt pentru că ce? Nu am ce să vin cu dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să faceți... Îți iei șpagă sau ce se întâmplă? Omule, îți iei șpagă ce se întâmplă? S-ar putea să răspundeți. Omul ăsta confundă metru cu tona. Care e afirmația, omule? Că iau șpagă? Eu te-am întrebat, să le dovediți, cum ai făcut școala asta de polițist, că nu ești în stare să iei măsuri? Care o să iau măsurile dacă după ce dumneavoastră faceți toate sesizările. Omule, eu ți-am spus, te-am întrebat dacă ești corupt, te întreb, ești corupt? Nu, vă spun că nu ești incompetent, te întreb. Vă rog frumos să vă țineți. Ești incompetent? Hai să mergi să-ți constați sutele de tone de gunoi care s-a stupă. Faceți sesizare și eu voi verifica. Du-te la culcuș. Du-te la culcuș, omul cu stele. Du-te la culcuș. Ai răbdare ce faci? Eu am vorbit frumos. Dar și eu vorbesc frumos pentru că uite și câine ne mănâncă. Și câine ne mănâncă. Du-te la culcuș, că ai salariu mare. Ai răbdare să vezi ce plângere să facă. Puneți centurile. Că voi nu vă puneți centurile. Voi nu vă puneți, mă, centurile. Inutil ce sunteți. Asta sunteți. Parcă zici că a zis că e taximetrist. Da. Să mă mănânce câine ăsta. Aolo. Ia uite, tată. Nu vor să meargă la intervenție. Da. Deci stau să mă rog de ei și nu merg la intervenție. Deci nu merge la intervenție. Ia, hai mă, să văd unde vă duceți voi, mă. Hai mă, să vă văd unde vă duceți voi. Deci, pur și simplu, a refuzat să meargă să constate personal. De ce nu merge? Pentru că sunt piloși. Omul ăsta nu știe să facă o diferență între a îl întreba. S-a trezit și el polițist local. Șef de poliție cu stele. Dita mai... Bilele de stele. Ia să vedem noi. Nici aici n-a mai vrut să meargă. Deci noi ne murdărim pe pantofi și cu cei de la poliția română. El nu merge, că el este de la poliția locală cu studii. Ăsta nici nu știa să facă, făcea o diferență, să facă o diferență. Deci el, acuzația pentru el nu are nicio treabă. Ăsta trebuie dat pe mâna legii, pentru că este șef de poliție și refuză. Faceți și ce? Piața să și vede când intri în Hunedoara, un oraș frumos, plăcut, plin de industrie. De ceea ce e aici industrie? Ia să-l vedem noi. Ia uite focul, până lângă ei trecem. S-a dat foc aici de n-are nicio treabă. Ia, vreau să-l văd unde se duce asta. Mergem după el, să-l vedem. Ia uite, a rămas camionul fără numere. Hai mă, mă țin după tine. Mă țin după tine, vreau să văd și unde te duci, mă, tu. Că ți este lene. De ce? Ia.
Dragii mei, faceți-le plângere, ce dacă asta e șef de poliție, auzi? Ei fără centuri, deci n-au centurile de împământare puse. De ce? Pentru că poliția rutieră, ia prindeți-i pe ăștia și sancționați-i. Dați-le mă o sancțiune, mă, dați-le sancțiune și râdeți de ei. Că ăștia au salariile mai mari decât voi. Ăștia au salariile mai mari, dragi cetățeni. Când vedeți că un polițist din ăsta alocat, ăsta care s-a trezit din ăsta, a făcut și la școală un curs, s-a trezit polițist, aveți grijă la ceea ce se face. Și ce să faci, mă, tu? Ce faci tu? Dai tu amenzi? Da, ia mă de auto, cum să demolează aici, da? Să transportă, cum, ce, cine, fără nimic. Am demonstrat că, ia, dă dreapta, dă stânga, dă toate, el, pune doara. Șeful poliției, a venit șeful poliției, atenție, ăsta e șeful poliției cu stele. Are stele Michelin. Hai mă că merg după tine, vreau să văd unde te duci tu mă, dar așa treabă de nu vrei tu să vii să vezi că ăla e cumva buldoi excavatorul primăriei. Deci n-ai vrut să mergi să constați, asta-i. Ia, hai mă că merg după tine mă, de ce ai impresia, că mi-e frică de tine? Dragi hunedoreni, oamenii aceștia sunt făcuți ca să... Uite, omul ăsta e făcut ca să își bată și de voi, nu vă apără interesele, atenție. Deci, ce se întâmplă în județ, aici, în Hunedoara, șef de poliție, tare curios să vedem ce salariu are tovarășul ăsta cu stele. A venit el cu stele. Îți dai seama, ăsta cred când era la grădiniță și-a dorit foarte mult stelele astea. Deci, au pe competență să-i fac eu lui adresă. Păi da, noi am făcut adresă, i-am arătat ce probleme sunt aici în Hunedoara. Foarte mulți prieteni am în Hunedoara. Eu cunosc Hunedoara ca în palmă, te duc pe toate străzile astea. Și foarte mulți polițiști prieteni. Păi ce treabă fac cu Poliția Națională aici? Toată ziua am fost cu Poliția Națională. Voi nu, că voi sunteți, vă murdăriți pe pantofi. Păi, atâția polițiști tineri care au mers cu mine astăzi s-au nomolit pe pantalon, pe bocaș. Tu nu, tată, tu nu. Ai și cameră pe bord. Ia auzi. Azi vezi ce să fac eu ție plângere că refuz. Ia. Unde te duci, mă, că merg după tine, mă. Că am timp, mă, am timp de... să merg după tine, polițistule local. Deci a refuzat. A spus că mai merge și cei de la Garda de Mediu. Era sigur că Garda de Mediu. Derbedeilor ce sunteți? N-ați văzut? Cum o să luați voi gunoiul ăla de acolo? Cum o să obligați voi să se ia gunoiul ăla? Că se astupă? Păi voi trebuia să fiți arestați de mult, mă. Toți ăștia, mă, care luați bani, mă. Bani publici. Hai, mă, că știam că la dreapta te duci, mă. Bă, tu nu înțelegi că eu cunosc Hunedoara ca în palmă. Da? Am prieteni care au, uite ăștia cu piscinele, la Hugo, 5 stele. Am prieteni aici de, mă scald în gratuitate la voi aici, mă. Nu, eu aici nu trebuie să cheltui, un leu nu trebuie să cheltui. Că sunt primit de toți prietenii. Aici s-a turnat, dragii mei, filmul O rază de soare. Aici, chiar în față, aici este combinatul cu Florin Piersic. A fost acum câteva zile filmul. Merge la bârloc. A distrus tot, nu mai avem nimic, nu mai sunt bune roșiile noastre, nici oțelul, nimic, s-a terminat. Uite, polițiști, a ajuns ăsta poliția, am găsit și polițiști local care își fac datoria. Omul ăsta nu este prima dată când am dat face cu el, da? Și am zis, bă, totuși hai să zicem că își face datoria. Na, cum să-și facă el datoria? Unde te duci, mă, că merg după tine, mă? Da? Uite, se mișcă foarte încet, în Hunedoara foarte încet se mișcă. Ia. Unde te duci, mă? Ia.
A, fuge. Ăștia fuge pur și simplu. Deci se comportă ca hoții. Domnule, a venit echipajul de poliție, șeful poliției locale. A venit până acolo și apoi a plecat, au fugit de mine, domnule, pur și simplu. Ce poliție e aici, domnule? Domnule, n-a vrut să meargă. N-a vrut să meargă omul, a spus că să facă în scris. Pă, stai nesimțit, ce se întâmplă, își bate și... Domnul meu, nu înțelegi că acolo domnule, să săvârșești o faptă penală în OG 38/2022. Nu spune așa ceva să fac eu în 30 de zile, pentru că oamenii ăștia stupă gunoiul. Să meargă să constate personal, vă bate joc. Aveți impresia că o să scăpați de mine? Poliția locală, ce faceți? Vă sunteți compliși la poluare și la stupare? Vă luați dreptul sau ce se întâmplă? Deci eu chem poliția locală, consumă motorina până acolo și apoi el nu merge să-i arate să constate personal. Să-mi spună chestia. De ce nu mi-a spus de la început chestia asta? Nu a fost la nicio fața locului, a venit la întreprinderea care a intrat înăuntru și apoi a ieșit de acolo și am făcut eu semn ca să oprească. A venit, a zis, nu domnule, faceți înscris și a plecat. Hai domnule să merg să constați personal buldoescavatorul, să constați gunoaiele, că alea oricum nu or să dispară. Dar ce se întâmplă? De ce nu sunteți alături de cetățeni? De ce refuzați? Păi, am fost acolo, patru, la poliție. Domnul meu, n-a fost la fața... Nu a fost la fața locului, de ce nu înțelegeți? N-au fost la fața locului. Să murdărea pe pantofi. Le-am făcut semn și au venit acolo, nu? Da, dar am spus, haideți să mergeți cu mine la fața locului, să vedeți fapta, unde-s gunoaiele, unde toate astea. Și-au refuzat, și-au fugit de mine, au dat roată prin oraș, pe aceea le-am pierdut urma. Vreau neapărat să vin acum, credeți-mă că sunt prin Poliția Națională. Și vă fac plângeri penale pentru complicitate, de ce nu înțelegeți? Da, ne-a sunat și la poliția română. Domnilor, cu poliția română am făcut... Deja două sesizări. Bă, pot să fac... Ce v-au spus? Domnule, poliția română și-a făcut datoria, da? Acum vreau să văd și poliția locală dacă vă faceți datoria. Și constat că vă bate joc de toți cetățenii din Hunedoara și nu o să scăpați. Domnule, nu o să scăpați. Dacă poliția română spuneți că și-a făcut datoria... Da! Locală, pentru că e altă speță, domnul meu. Nu, poliția română n-a mers în faza aia acolo. Acum era vorba despre referidă în altă zonă unde n-am fost cu poliția română. Că nu poliția română stă mereu să vă facă pe competență ce aveați chestia asta de poluare. Am apelat la poliția română, da? Am mers în două locații, le-am spus, domnule, plecați, că acum vreau să văd și poliția locală în altă locație unde n-am fost cu poliția națională. Iar poliția locală nu vreți. Domnul, stați un pic, primarul vă tolerează? Domnule, primarul vă tolerează în halul ăsta? Vreți să vin pe Hunedoara și să vă spun că o să vă dau pe mâna parchetului? Vă bate joc, adică am nevoie de poliție, sprijinul poliției locale, unde se astupă și se aduce gunoi cu mașini mari de tonaj și cu buldoescavator, când spune că un domn spune și că, domnule, lucrați la primărie omul ăsta. Și nu vreți să-i prindeți în flagrant și vine unul care are 3 stele și el ce că-i deștept? Să fac eu un scris, domnule, am nevoie, ești dispecer, am nevoie de un echipaj de poliția locală să meargă să constate personal miile alea de tone care e 12 metri înălțime de gunoi și să astupă și să dă cu pământ. Deci vă spun, dacă într-o jumătate de oră eu mă duc acolo și nu veniți, credeți-mă, aveți cuvântul meu, că tot ceea ce este mai legal și pe instituțiile statului, credeți-mă că vă faceți de râs în toată România. Și primarul, nu știu dacă vă tolerează primarul, că aveți un primar extraordinar, nu știu dacă vă tolerează. Domnule, am nevoie de sprijinul poliției locale. Vă solicit în mod expres să vină să constate unde se astupă gunoiul cu un buldoescavator. Să facă fotografii la buldoescavator. Să facă fotografiile unde se... Exact cum a făcut poliția locală. Să facă un CFL în conformitate cu legea 155/2010. Pe ăsta o să alerg după poliția locală prin Hunedoara pe aici, că fug ei de mine. Domnule, vă faceți de râs. Apar imaginele publice. Ați zis mai devreme că au făcut poze, nu? Nu, domnule, a făcut poliția română, nu e. Ei n-au făcut nicio poză. Poliția română.
spus greșit că poliția locală. Deci poliția locală a venit și ei, au venit și ei la halta 44 și apoi nu au mai venit după noi, că se murdărea asta pe pantofi cu 3 stele. Și a mers cu poliția națională. Acolo e strada Stufița, alta. Exact. Bine, domnule. Aveți răbdare. Domnule, vă promit că o să aveți zile, știți cum, pe lege cu mine. Vă promit, deci vă bate jos de cetățean. M-am convins că sunteți inutili în orașul ăsta, că luați banii publici și nu vreți, refuzați să veniți la fața locului să constate personal sutele miile de tone de gunoi. Așa ceva nu va fi tolerat, niciodată nu voi tolera. Și credeți-mă. N-au fost, domnule, la fața locului, au venit, s-au dus în întreprindere ca niște boieri. Nici n-au venit să meargă, m-au rugat de ei. O să vedeți, adică ce vă spun eu m-au rugat de ei să vină la fața locului să constate. Nu mai am lumină de filmat, dar credeți-mă că nu rămâne așa, credeți-mă. Nu rămâne, domnilor, așa. Să n-aveți impresia că sunteți polițiști locali, plătiți din banii publici să vă bate jos de cetățeni. Sunt nicio formă, nu o să vă tolerez. Da, domnule, a refuzat. Nu, domnule, a refuzat, domnule, să vină. A refuzat să meargă la fața locului. O să vedeți și online, vă dau eu pe lege, de nu vă vedeți cu poliția asta locală de aici. O să vă tragă primarul de râs. O să vă tragă primarul la răspundere că vă bateți joc. Aici e problema. Nu e nicio problemă. Bine. Își bat joc de cetățenii ăștia de aia. Ăștia își bat joc. Aici e problema.